Bună dimineața! Am discutat data trecută aici despre rolul alimentației în prevenția răcelilor, așa că astăzi vedem cât de important este ce mâncăm atunci când suntem bolnavi, atât noi cât și copiii noștri, mai ales la reîntoarcerea în colectivitate când apar virozele respiratorii. Medicul Iulia Țincu este alături de mine astăzi și ne va spune, doamna doctor, bună dimineața, ce trebuie să facem în caz că am răcit deja și stăm acasă și vrem să ne revenim cât mai repede. Bună dimineața, mulțumesc și eu de invitație, o bucurie întotdeauna să ne revedem. Într-adevăr, începe sezonul virozelor, dar mai degrabă este important cum ne-am pregătit toată această vară și primăvară pentru a face față imunității celor mici în momentul în care începe un episod acut. De ce spun asta? Pentru că felul în care ne protejăm e de fapt felul în care ne-am alimentat pe parcursul verii și primăverii, atunci când am avut la dispoziție fel de fel de fructe, legume, fibre în alimentație, pentru că acolo este sursa de nutriție eficientă și sursa de vitamine pentru cei mici. Și dacă am răcit, avem o gripă sezonieră, poate am făcut chiar COVID, suntem acasă, ce ar trebui să știm? Alimentația ne ajută în legătură cu medicamentele? Foarte multă lume se duce la cutiuța cu medicamente, hai să iau pastile să mă fac bine. Dar contează mult și ce mâncăm, nu? Contează foarte mult. Alimentația, pe lângă faptul că susține organismul copilului într-un moment de boală, adică nu îl lasă să slăbească, pentru că felul în care cei mici își pierd apetitul într-un moment acut este bine cunoscut, se instalează foarte repede. În al doilea rând, bogăția de nutrienți, de proteine, de fibre, de legume și fructe, micro și macronutrienți, ajută să realizeze acei anticorpi specifici pentru a trece prin boală și în felul acesta să-și revină mai repede. Părintele ar trebui să fie foarte atent la ce anume începe să refuze copilul într-un moment acut respirator sau digestiv. Poate că nu-și mai consumă laptele dacă este sugar și atunci dependența lui este de alimentația cu lapte, fie matern, fie cu lapte praf. Dacă este ulterior copil de școală și refuză dintr-o dată lichidele, febra, tusea poate să-l deshidrateze și suplimentarea cu genul acesta de nutrienți de tip lichide sau sărul de rehidratare orală este binevenită și întotdeauna noi o recomandăm. Pentru că ne luăm uneori după miturile din copilărie, după miturile bunicilor, supa de pui era folosită foarte des în momentul în care eram bolnavi. Este utilă sau e doar un mit? Este utilă proteina. Proteina care stă la baza formării anticorpilor și până la urmă felul în care noi ieșim din boală ține de capacitatea noastră de a realiza anticorpi. Anticorpii au la bază o structură proteică, prin urmare tot ce înseamnă ou, supă de pui, mâncare gătită cu o sursă de proteină și de obicei de origine animală reprezintă baza creierii anticorpilor pentru a ieși din boala respectivă. Luăm și suplimente, adică pentru copiii noștri, noi adulții mai luăm, da? Din când în când, pentru că vrem să ne punem repede pe picioare, dar pentru cei mici? Suplimentele ajută, însă să nu uităm că tot ce înseamnă seleniu, vitamina C, vitamina D, alte vitamine și minerale, se găsesc de fapt în alimentație. Dacă avem de-a face acasă cu un mic mofturos care în general nu consuma toate grupele alimentare, e bine, într-un moment de boală, cu siguranță apetitul va fi și mai redus și atunci e posibil pentru această grupă de pacienți să fie nevoie de suplimentare. În general, tot ce înseamnă oligoelemente, vitamine și minerale vin din alimentație. Dacă există un deficit în alimentație, incapacitatea celui mic de a se alimenta, sunt binevenite și suplimentele, dacă nu ne bazăm pe fructe, legume, nutriție. Dacă suntem într-o situație mai gravă, ajungem în spital, de exemplu, cu o bronșiolită, am discutat despre mâncarea din spitale și ce vrea să facă Ministerul, desigur, pentru a îmbunătăți acest aspect. E important ce mănâncă și acolo cei mici, nu? Este foarte important pentru că cei mici ajunși și în spital sunt cu siguranță mai grav decât cei care stau acasă. Sunt într-un mediu mai puțin familiar, sunt departe de toți cei dragi, sunt supuși unor manevre mai invazive, supărătoare și din nou refuzul de a se alimenta este o problemă. În spitalul în care lucrez, în Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, ne bucurăm de o nutriție, să spunem, inovativă de câteva luni de zile printr-un proiect care vine în sprijinul celor mici, prin felul în care arată mai nou mâncarea, cu ingrediente noi, bine gătite, cu tehnici alimentare moderne, adaptate nevoilor nutriționale. Dacă refuză mâncarea într-un moment de boală foarte grav, în momentul în care necesită spitalizare, lucrurile pot degenera și nu îi lăsăm să se întâmple lucrul acesta. Dați-mi și niște exemple de simptome care ar trebui să ne indice să ținem copilul acasă, să nu-l ducem în colectivitate, astfel încât să nu se îmbolnăvească și colegii, profesorii sau chiar și noi în familie. E un pic mai complicat,
dar dați-ne niște exemple de simptome. Începe sezonul virozelor respiratorii. Febra, cu siguranță, este primul indicator pentru afecțiune acută infecțioasă și atunci este momentul de rămas acasă. Dacă vărsăturile sunt foarte importante, scaunele diareice, tusea persistentă care nu îi permite copilului să vorbească, să-și desfășoare activitatea în colectivitate, necesită evident sfatul unui medic. Deci de fiecare dată când simțim că este ceva în neregulă, să stăm acasă, e cel mai important, nu? Și să cerem sfatul medicului de familie sau al medicului pediatru. Mulțumim foarte mult pentru aceste recomandări, mai ales pentru această perioadă. Vreau să subliniez că dietoterapia este confundată de multe ori cu regimurile de slăbit sau cu așa numitele diete pentru o viață sănătoasă. De fapt, dietoterapia este o formă de medicină alternativă recunoscută, care de multe ori lucrează mână în mână cu medicina clasică. Este o ramură a nutriției care se concentrează pe utilizarea alimentelor pentru a trata sau preveni anumite afecțiuni și boli. Așa că până data viitoare, sănătate multă!